Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vorbim despre calificarea la Weekend League, vorbim despre ce tactică am folosit pentru a mă califica, dar până să intrăm în pită, până să intrăm în subiect, nu uita să apeși pe butonul de like, să dai un subscribe și să intri pe orice canal de mai jos pentru a avea o mai bună accesibilitate la informațiile pe care le share-uiesc. Echipa e tot aia pe care ați văzut-o, cu De Gea, Araujo, Varane, Walker, Jordi Alba, la mijloc Bruno, Tchouaméni și Valverde, Sterling, Richarlison și cu Vini Junior în atac. Pe bancă a mai apărut Favre și Savio, SBC-uri făcute. Mai avem Danjuma, Gakpo, Klaus, Berwang și Dest. La rezerve Gosens, Benacer, Madison, Onien și Pepe. În rest, nu am mai prins nimic lately cât să fie denotat. Avem niște SBC-uri destul de interesante. Avem acel icon maxim de 86, însă nu cred că o să mă arunc să-l fac. Aș vrea să pot, sincer să fiu, să îl fac pe Rashford, dar se pare că nu avem acest noroc. Hai să mergem la partea de tactică. Am optat pentru un 4-1-2-1-2 cu balance, width 45, depth 63. Balance și la offense, și la build up play, și la change creation. Width cu 60, 7 linuțe la player in box, 3 la cornere, 2 la free kicks. Acum depinde de voi cât de mult mergeți pe bench cu atacul pentru acest 60. Dacă nu vă duceți atât de mult pe bench și nu întoarceți jocurile pe bench, nu este nevoie de 60. Toată chestia la 4-1-2-1-2 este să pasezi mult. Toate meciurile în care am încercat rush-ul, adică să dau pe bandă, să fug, să bag în mijloc după aceea și să încerc să pătrund apărarea prin sfint, nu, n-a ajuns. Da, am dat în bandă, am urcat, am întors-o din nou, am ajuns pe aici, am făcut un fake shot, am întors în mijloc, pase, triunghiuri, iar în bandă, iar tot. Este un joc de calmitate și este un joc pe care să-l enervezi, cu care să-l enervezi pe adversar. Foarte multe pase aici aduc fundașii ăștia centrali să-și iasă de pe poziție în întâmpinarea mingii și atunci tu poți să găsești o breșă prin care să pasezi și să ataci direct poarta. La instructions, get in behind pe atacanți, get in to the box for cross la CM și atât. Un CM mie îmi place să-l las doar cu cover center și nimic altceva. Pe Valverde l-am pus stay back while attacking pentru că el oricum este box to box și mai urcă, iar Tchouaméni doar stay back while attacking și toți trei bineînțeles cu cover center. Stay back while attacking fără overlap, fără nimic pentru Benz și la portar sweeper keeper. Foarte important și din nou mă repet, multe pase trebuie incredibil de multe pase aici în față pentru a te putea ajuta de această tactică. Nu a mers deloc jocul când am încercat să intru ca buldozerul în apărarea adversă. Nu mai este nici jocul de așa natură încât să se întâmple asta. Deci mult calm și pasați, pentru că ăsta este jocul. Și pentru că ați fost cu minți și ați urmărit acest videoclip educațional, vă invit să deschidem și 10 pachete. 9 pachetele, 78 plus și un mega pack. Hai să începem cu aceste 78 plus, să vedem dacă norocul ne surâde, dacă reușim să prindem ceva. Avem Spania, avem Pau Torres, 78 plus, ne dă un 83 în primă fază. Not great, not terrible. Mergem mai departe. Al doilea pachetel, nici măcar nu se aprind luminile, este un 81 Palfinia,
perfect pentru SBC-uri, perfect să scap de el în secunda 2. Mergem mai departe, al treilea pachet, din nou nu se aprind luminile, îl avem pe Hazard, nu, îl avem pe Trossard chiar, am crezut că este Hazard cel mic, dar nu, este Trossard degeaba. Mergem la al patrulea pachet, self, din nou fără lumini, din nou Spania, îl avem pe Alex Moreno de 80. E bun, e bun. Oricum am băgat doar gold unrare aici, deci ca și rating cât de cât avem luminițe și avem Mertens de 84 de la Galatasaray, unde o ajuns și ăsta, absolut incredibil. Încă unul de 78 cu luminițe pe margine, din nou îl avem pe pe Kovacic de 84. Bine, nu știu când și cum este walkout, dar parcă pare să fie așa un pic mai bine, un pic mai fascinant. Din nou nu avem luminițe, îi dăm și cu skip. Ivobi, oare? Nu, cu Cueze de la Valencia, super, submarinul, nu, că la era Villarreal și Valencia ce era? Lilieci. Din nou, luminițe pe margine, cam super, blană, Zielinski, nu putea să fie Lewandowski dacă tot a fost polonez, zic și eu așa. Încă un 78, penultimul pachetel, fără luminițe, croat, Rakitic. Superb, superb, blană, bombă, cum ar zice un mare intelectual. Și hai cu mega pack-ul, ultimul pachet pe acest episod, cu luminițe, Portugalia, CF, João Félix. Not great, not terrible, chiar decent, Onana, Hermoso, decențel, un Hunter, un Shadow, Benitez aici care este duplicate și asta este. Avem aici și un preview gold, premium gold pack. Ok, luminițe, LV, îl avem pe Sancho de 84. Sancho care este doar 2500. So, yeah, nu e worth să luăm acest pachetel. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, după cum vedeți avem un noroc fantastic, am prins la Rule Breakers, am rupt. Până data viitoare nu uitați bineînțeles să dați like, să dați subscribe, să intrați pe Instagram, pe Facebook, pe Discord, pe ce doriți voi și jucați FIFA, că doar nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. Ne vedem la weekend, v-am pupat, ciao!